În cadrul fiecărei sesiuni de pregătire la informatică se vor prezenta o serie de aspecte teoretice într-o manieră sintetică și se vor aborda modele de subiecte pentru examenul de admitere. La sfârșitul fiecărei sesiuni se va organiza una de întrebări și răspunsuri. Pregătirea este structurată pe mai multe subiecte, de la expresii în C, funcții logice, operații de biți, șiruri de caractere sau probleme de eficiență. La final va avea loc și o recapitulare. Candidații la examenul de bacalaureat care au făcut liceul la un profil real pot să susțină proba la alegerea profilului și specializării la informatică. Orele de pregătire online vor fi organizate o dată pe săptămână de la ora 18:30. Vor avea loc 8 astfel de sesiuni de pregătire, iar accesarea platformei Zoom se va putea face de la ora 18:15. Linkul pentru participare este disponibil pe site-ul Facultății de Automatică și Calculatoare a Politehnicii Timișoara, ac.upt.ro.